Noul muzeu al formelor găzduiește trovanții de la Ulmet în miniatură și funcționează în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică, înființat de primăria Buzioru, în urmă cu șase ani cu fonduri europene. Noul muzeu are și o pagină de Facebook, unde cei interesați primesc toate informațiile de care au nevoie pentru a vizita obiectivele turistice din zonă. Prin vizitarea noului muzeu înființat de reprezentanții Geoparcului Ținutul Buzăului, turiștii sunt invitați să parcurgă o călătorie în urmă cu șase-șapte milioane de ani. Trovanții fi informații elipsoidale din cursul unui strat de nisip sau a unei gresii friabile cimentată de apele calcaroase. Formațiunile numite în literatura de specialitate și concrețiuni grezoase ar fi apărut în urma unor cimentări locale ale nisipului, posibil pe fondul unei activități seismice. Muzeul de la Bozioru nu este singurul proiect în acest fel al Geoparcului Ținutului Buzăului. Într-o altă comună de munte din județul Buzău, Lopătari, funcționează muzeul Șapte Locuri de Poveste, unde vizitatorii pot cunoaște șapte locuri din Ținutul Buzăului muzeului care au inspirat de-a lungul timpului povești cu balauri, uriași, căpcăuni, spirite protectoare, pietre magice și leacuri nemai întâlnite. Un muzeu al trovanților a mai fost înființat după 1990 în localitatea Costești, județul Vâlcea.